Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un episod super super tare unde începem uh, un video foarte foarte special uh, Începem această serie minunată de factions, știți că seria trecută a fost un, uh, un fail pentru că s-a închis serverul, serverul lui Coco s-a închis, nu știu de ce motive, n-am mai putut să-l țină și după cum bine s-a dat astăzi wipe, adică sâmbătă, astăzi s-a dat la ora 12, s-a dat wipe pe, pe Factions și eu mă gândeam să încep aici, uite, cu cu echipa pe noi suntem Ucraina, deci după cum bine știți din, din seria trecută a lui Andrei, când, deci wipe-ul trecut Andrei a avut Anonymous exact cum are și acum și noi am fost Ucraina exact cum este și acum, deci data asta o să îi batem, adică ca de fiecare dată noi o să îi batem, nu o să fie nicio problemă, îi rupem, deci suntem acum... Am deschis și facțiune de juniori. Uite, în momentan facțiunea de juniori e și Polo și Mara, deci Mara ține facțiunea de juniori. Uh, Polo e momentan în ea și în facțiunea mare momentan e Dean, Lucky și Cloud Deci noi suntem ăștia cei mai cei mai șmecheri momentan. Uh, și mă gândeam în acest video deja cum începe, uite, deja vreau să vă arăt așa. Deci stai, da, suntem full de full diamond, frate. Deja, deci ne-am intrat bine că deja băieții m-au făcut aici full. Au jucat foarte mult băieții aici. Um, și am deja un beacon. Deci am un beacon, două gol de da, Apple-uri, Apple așa, ok, l am zis cum trebuie Uite și el mai are un beacon, luat, mamă frate, cât de șmecher, 21 de diamond uh, Multe stack de obsidian, de fapt doar două Și aici avem o bază temporară, n-avem cine știe ce, avem pur și simplu o bază temporară, nimic, nimic mai mult Vrem să facem um, puțin, puțin de, să explorăm în nether, mergem puțin, facem un level uh, Bă, Lucky Da Uh, o să-ți o să fac ție o cască și uh, o să-ți fac o cască și niște ăștia și niște și niște pantofi că tu, Lucky e primul care mi-a dat mie astea uh, itemele de diamond deci Lucky vine aici și ale bă stai de fapt că nu, nu pot să le iei de pe jos o să-i le dau Ui, trade mă, o să-i dau trade, trade Lucky hai acceptă uite, uite deci ce, ce cap are Lucky ce cap de banană. Și foarte, foarte multă lume mi-a dat acolo trade cu foarte multe chestii. Bă, uite la asta ce capare, ce urât e. Ok. Uh, deci, hai să mergem în Nether, să vedem care-i care, care treaba prin Nether. te facem așa aici, de 4. Momentan, nu știu, suntem foarte, foarte departe de spawn, deci noi, noi o zonă așa random. Um, ok, uite, punem și așa. Și îți dăm drumul. Uite cum intră băieții aici. Bă, stați puțin. Bă, nu, nu, nu intrați, nu intrați, nu intrați. Eu vreau, eu sunt, sunt curios de un, de un singur lucru. Uh, crafting table, ok, aici. Sunt curios dacă uh, se pot deschide uși. De fapt, uite, stai că le fac așa. De fapt, nu așa. Invers, trebuie să le pun. Uite, cam, cam așa. Uh, nu, stai, trebuie să fac niște pressure plate-uri. Uh, bă, are cineva piatră fină. Nu, 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 Clau Clau nu, așa, lasă că arăt eu cum se face. Sparge, sparge și tu o bucată de aici din uh, din, din asta, știi, gen să spargi. Hai să facem o piatră fină. Uite, face, a pus aici cine a pus. Bravo la Kim. Clamă fină. Clamă fină, da, exact. Să facem două pressure plate-uri și vă arăt eu ce facem cu chestiile astea. Trebuie să stingem neapărat portalul ca să mergem, uite, așa. Hai bă, nu, 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 așa, Polo, nu, așa. Hai, mai are mult. Lol, Clau. Nu, nu, e din cauza lagului? Super. <laughs> Lucky, este un perzit. Ok, și am făcut așa, știți ca să nu se nu poată ieși. Bă, o, oh, ce faceți? Oh, oh, oh țana, pune frână. Uh, ok. Și o să punem gen așa. Um, Că gen, noi când plecăm și o să dau aici, de fapt nu o să dau claim pentru că nu poate deschide ușile cu click dreapta și aici sunt trei de astea. Mai am nevoie de stone pressure plate, mai am nevoie de o singură, de o singură bucată de piatră fină care se face imediat. Uite avem 64 de rest, de fapt două stecuri, foarte mult TNT și super, super tare momentan. Uite, punem așa încă două pressure plate-uri. Ok, Da, ți bătai. Toată lumea nether! Bă, dar noi cum ne întoarcem? <laughs> <laughs> Uite, da, da, nu, nu mai pot. <laughs> V-am dat ză jucuz. Spark 1, 1, 2. Ok. Uh, spark, Spark cu noi. A, ah, da, Spark, stai, că spark cu noi. Uh, știu cum facem, gata. Am, am, rezolvat eu, intru și eu acum, o să mă duc acolo, după jos o să sparg, o să fie super, super tare Și da, pe lângă asta avem și home um, Ia... A dat uh, nu, n-am dat home Bă, strigeți foarte mult glowstone, avem nevoie de glowstone um, Deci după cum vezi, din primul videoclip, deja am intrat în... Bă, deci ce-i cu ăla pe jos? O, oh, sparg uite și spark aici cu noi um, Ok, quartz, vreau să ne axăm tot, foarte, foarte mult pe quartz pentru că vreau să facem level, uite, eu, eu Acum încerc să fac level 30 pentru că vreau să fac enchanting table. Cine moare acolo, mă? Eu, mi-am calavă pe mine. Aoleu. O iară. Lol, de tu o să mori. Nu mor. Băi, nu știu, eu, eu v-aș da, arata unde sunt acum, oricum e o bază din asta temporară. Da, dar nu se merită, nu se merită momentan, adică <laughs> Și da, dacă vreți să intrați în, în de juniori, în academie, cum se mai zice de, de -aia am pus ghilimele acolo, o să trebuiască să fiți, fiți cât mai activi uh, pe canal trebuie neapărat acolo, cât mai mult, cât mai multe comentarii, trebuie să dați like la, la video cu factions, deci trebuie să fiți cât, cât, cât mai activi. Nu știu și mă gândeam, uite, eu voiam de exemplu ca acest prim video să fie un live, uh, dar cine știe ce la din live-ul adică... Știu, mai, te, nu știu dacă ați fost pe live-ul lui Acid atunci când uh, când și-a luat-o nașpa rău de tot de la, de la facțiunea Anonymous. Atunci și-a luat-o rău de tot. Cred că Clau a fost în Anonymous atunci, nu? Da, uite, Clau a fost, a fost, a fost și el. Și-a luat-o rău de tot, chiar, 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 chiar și-a luat-o rău de tot. da um, ai un pickaxe. Da, am un pickaxe, dar ia meu. Ah, dacă ai două. Nu, no, n-am, n-am două. Bă, deci foarte, foarte, da, Spark112 mi-a dat, frate, el mi-a dat, um, bă, țărăcă, ăsta, de de aici, toată lumea moare aici, de nu vine să cred. Um, Sparky e cel care mi-a dat uh, două Golden Apple-uri și Beacon-ul, deci, frate, super, super tare, mersi super mult, deci îți dai seama, cu gap-ul ce facem. Um, bă, nu știu, bă, Lucky, ce zici, ne întoarcem înapoi ca să, să facem Enchanting Table-ul? Da. Oh, oh, Am 4 diamond blocks. 4 diamond blocks. Da, că am dat key daily și asta mi-a picat. Acum Pe bune? Da aici, da. aici, nu, 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 cu aici, aici, aici. A, ah, sau uite aici că ne-a deschis ușile. Nice, Clau. Bravo, Clau. Super. Am 6 spongi, cred că useless. 6 spongi, deci asta ne dă, ok. Hai să vedem ce punem aici în, în chest. Uite, 4 ăsta. Uh, punem beacon nu punem... De fapt, stai. Uh, Vreți blocurile? Uite uh, stai puțin, stai puțin că vreau să Care e blocat acolo? Lucky. Hai. Uh, stai puțin. Trebuie să iau două, de fapt trei cărți trebuie să iau. De fapt două. Mai avem o carte, bă? Că da, mai avem o carte Te De fapt încă una în afară de asta. A, ah, că nu. Uh, te pui tu să faci una, știi, să faci carte de an. Am, am Google, stai. Ai Google, ai las că știu eu să fac. Nu ai vorba de asta. Bă, Lucky, ai fă tu o carte, că tu știi să Poftim? Acceptă... A, ah, ok, ok, okay accept, accept, acum. Accept. Am 32 TNT. Da, și am 63. Deci o să am level 21 dacă pe de asta. Deci o să am level 21. Da, eu am 20. Mara, ce cu capa așa urâtă? Nu știu. Exact, are o capă extrem de urâtă, Mara. Mai Dar fain era de dinainte. O nu nu stiu ce cap are acum. Adica nu stiu ce cap avea înainte. Um, ok. De, bă, nu, nu mai faceți, nu mai faceți cărți, nu mai faceți cărți. Ok, super. Uh, aici avem avem o echipă aici, echipa de muncitori, muncitori Ucrainei. Așa, poc, poc oricum asta deci este o bază temporară, o bază temporară vă repet, iar n-are rost să o căutați, adică puteți să o căutați din partea mea, uh, punem uite așa, una și cu patru, uh, oh lol stai, 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 nu, de fapt era invers, așa era, aruncăm ulul ăsta pe jos și facem switch și avem de level, ce level avem, avem level Oh, super, avem și de level 30. Lucky! Enchantezi, da. enchantezi, de alea, de level 30 acum, că tu mi se pare că ai level 32. dă da pickaxe-ul tău. pickaxe meu? Bă, dar mai bine fac alt, alt pickaxe. Da Uitați-vă la mine. Ia vezi, pun un pickaxe în chest, ia-l. LOL, ce-i cu pickaxe ăsta? Dar stai, mai, mai ai da, să-i enchantezi un pickaxe. Da, mai am. Ok, super, hai că-ți dau acum să mai enchantezi un pickaxe. Stai că vreau să mai fac două bețe. Deci uitați-vă cât de, cât de repede avansăm Cu diamond Da, 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 da știu uh, Ia, ia din chest, Lucky Cine se, se joacă cu alea? Cu la Ce -pica, pica, a picat, ce a Lucky, ia pune la în chest Ia-l pune, dacă mai bun Lol, efficiency <championships> Ai de mine Hai, altul l tu pe ăsta, Deci super tare, super, super tare Și ia să mergem până la warp shop Uh, să vedem care e faza. Și dacă vă întrebați ce server este play.minecraftliuțaromania.ro, uitați cum vedeți aici play.minecraftliuza-românia.ro, Bă, vă aștept, vă aștept pe toți. Uh, trebuie să ne strângem cât cât mai mult, trebuie să i batem pe cei din anonimus De deci, și Shop? Iată, deci, care e faza cu Warp Shop aici? Cumpara uh, cumpără. <coughs> deci aici cumpărăm. Uh. Și care e faza că aici e doar de cumpără, nu văd niciunde de vinde. Sau e undeva lângă aici? a, a click, st click, stânga trebuie să dau ca să vând. Da, să Nu, nu pot să dau click stânga gen. Vezi că sunt în Poți cumpăra 32 care... prețurile este 21 pentru fiecare reston, poftim? În ultimele case da, le așa acum. Ce sunt ele acolo. Acolo poți să vinzi. Pe păi am văzut case, mai sunt căsuțe pe aici. Da, ultimele stai că. Da. Păi, uite, A, văd tarabele astea că sunt aici ceva cu le astea galbene. Taraba. Cumpără. Păi da, dar nu văd de vinde, genii peste tot numai de cumpără. Și trebuie să dau click dreapta pe sign sau cum trebuie să fac? Vino după mine, uite -o. Nu te văd. Ah, ok, hai te văd. Unde ești? A, Aici ok. Cred... pe care poți să le vinzi. Vinde. A, ok, super. Deci vindem redstone ul Ia să vedem. Dau click dreapta. Ai vândut? 32 redstone. Mamă, redstone-ul ăsta e o adevărată belea. Bă, mai am nevoie de 3 redstone să mai văd, să mai văd încă 29. Mamă, ia să vedem ce balanță avem. 2500. fai de mine, deci rupem, rupem. Uh, ce altceva putem să vindem? Ăștia sunt toate tarabele? Deci chiar îmi place super tare ideea asta cu tarabele, pe bune. Cumpără, cumpără, cumpără. Și cred că astea cu verzii de vândut. Ce șmecher, uite. Roșu, albastru și galben. Culorile românii. De fapt era roșu, galben și albastru. Super tare. Um, de vândut. Nu prea vreau să vând. Astea mergem home. Mamă, deci ce start avem. Voi vedeți ce start avem? Cred că cel mai bun start star din istoria factions-ului. Uh, continuăm să mergem la minat sau? A, ah, uite, văd că băieții au început pe aici așa puțin cu... Um, cu asta cu designul și hai să vă zic, deci noi nu o să dăm cei care sunteți aici, noi nu o să dăm claim la baza asta pentru că dacă dăm claim o să se vadă pe F map. Și eu dacă îți dau în momentul ăsta F map și enter o să se vadă coordonatele, știi, și nu o să dau uh, pentru că m-am învățat minte. Odată am, am tăiat, trebuie să bag frate să editez tot video numai ca să, să, fac chestia asta. Bă, ia să mă și o chestia asta. Uite, văd că pică Sharp ne pe chestia asta. Hai și bag și o Sharp ne sună. Și mă toată armura. Hai să vedem bag la enchantat așa toată cu. Ai ah, de mine, pică Projectile Protection. Nu vreau, vrate. Protection 1. Super. Încă o dată, Protection 1 și am breaking uh, Projectile Protection. Hai Să-l să fac peste așa, să vedem dacă pică ceva bun pe buti. Momentan o să trească să mă, să mă mulțumesc. E o zi de wipe, deci, uh, deci e super, super bine momentan. Uh, Po sparg, de ce, tot dai? Nu de nu ce nu tot dai? De ce tot dai așa? De ce tot dă spark așa random în aer? Că nu înțeleg. Hmm. Are kill Ce se întâmplă? Uh, ok. Uh, L-am protejat de... m-a protejat de... Um, uh, nu știu, ce-ar ce -ar mai trebui să facem? Ce-ar mai trebui să facem acum? Că gen, uh, vedeți, avem astea. Bă, stai, deci eu am uh, kit și pot să-mi iau kit. Care era la cu kit daily sau care era kit? Da, kit daily da. era. Îți dă două ok, Îmi dă okay. ok, și ce fac cu cheile astea sau care sunt cheile? Că nu Die le Dai warp ah, crate. Ah, ok. Warp crate. Hai să vedem ce e pică, băieți. Mergem acolo. Uh, a, cred că pe chestia asta. Tombolă, kit daily. Bă, hai să le despart să nu cumva să... Haideți, ceva bun ceva bun pentru nenea Sami. TNT-uri, cred că 32 mi-au picat. Da, 32 de TNT-uri. Hai și încă o dată. Hai, 4 blocuri de diamond. 4 blocuri de diamond, bă, ar fi ceva. Mi-au mi picat 100 de dolari. 100 de dolari. Măcar ne pica obsidian, pe bune, măcar ne picau obsidian. Oricum, țin cont că acum la început uh, sunt multe baze în aer, Așa făcute random putem să mergem să le, să le raidăm foarte foarte ușor folosind tunul cu apă Deci astea o să putem să mergem să le dăm foarte foarte rapid uh, Le dăm jos Stai să-mi setez aici Set home să nu mai plimb uh, Ok, casa mi-a fost setată Hai Lucky să mergem să mai se dăm bice Bă, Lucky Da uh, Nu știi, se pot uh, se pot vinde uh, astea Se poate vinde nether-ul nether da, pe bune? Ai de mine. Bă, și noroc că nu este... Bă, deci, nu știu dacă ați jucat și data trecută, pe, pe wipe-ul trecut, ați dacă ați văzut atunci cât lag era, acum nu este pic de lag pe server, deci nu e pic de lag pe server. Bine, nu mai are decât sunt, sunt așa, e câteodată, bă, puteți zice, dar sunt, în momentul ăsta cred că sunt 200 de player, deci maxim cât pot intra pe server sunt 200, deci în momentul ăsta sunt maxim de player și nu, nu se compara, adică pe bune, chiar nu se compara Level 16, mergem, vinde asta ea și cam asta este Mă gândeam să fac ca în seria trecută atunci de pe serverul Coco Să ne facem o bază în nether, de fapt deasupra netherului Dar ar fi destul de ciudat, adică ar fi puțin cam Ar fi puțin, da, ar fi cam prea ope, știi I ar fi full overpowered, adică ea nu cred că ar avea cum să ajungă la noi dacă eu o să mai bag în, în facțiune încă vreo 5-6 persoane și um, dacă mai bag în facțiune încă vreo 5-6 persoane și o să dau F-Claim peste tot. Na, cam, cam astea. Bă, Poți la cine sau de click-ul ăla așa de tare? Cred că la mine. Da. Eu abia acum am sesizat. Mai am loc. Nu mai am, o să aruncă ăsta pe jos curile, A, ah, ok, s-au entitățile, super. Mergem la Warp Shop, vindem tot și să vedem ce putem face cu banii, să vedem ce putem face noi cu banii momentan. Uite acolo la Taraba Verde, ai, ai. Așa, și ne dă ah, uite aici. 64 pentru 125. Hmm, dacă mergem la făcut un... La, dacă mergem la un din ăsta la un run de full inventar, o să scoatem ceva, o să scoatem ceva. Deci pentru 10 stack scoatem 1250. O să fie destul, destul, de interesant. Băi, fraților, cam acesta a fost episodul... noi o să continuăm așa puțin, puțin mai mult să facem niște lucruri pe aici, o să ne căutăm un loc de bază, haideți toți aici în, 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 lângă mine să, să, vă arăt așa pe tuturor, așa, pe fiecare în parte așa, de nu dești. La farma de XP, ai că vin gata. Nu no, contează, zai, dacă, dacă vrei rămâi acolo, că încheiem așa și fără tine. Deja aici. Aici, deja aici unde ești, când te văd. A, e în fața no, mea, deam. te vedeam, te vedeam. De, uite. <laughs> deci, fracul suntem în 3 full diamond. Și mai putem, cred că facem. Ia să vedem cât putem să facem. Nu putem să facem. Deci, că cam acesta a fost episodul. Nu uitați să stați acolo cât, cât mai multe like-uri pentru această nouă serie de Factions. Eu am fost Sami și v-am pupat.